În tabăra magică ajung copii cu probleme, copii care au suferit sau suferă de diferite boli. Inițiatorii acestui proiect au vrut să aducă zâmbetul pe buzele acestor micuți și să le redea speranța și bucuria de viață. Anul acesta vor trece prin Magic Camp peste 270 de copii în 12 săptămâni de tabără. Spre deosebire de anii precedenți, când aveam copii cu afecțiuni oncologice și cam atât, de anul trecut am introdus o serie pentru copii cu arsuri grave și încă o serie pentru copii care au pierdut pe cineva drag, Grief Camp. M-am bucurat nespus că a acceptat invitația noastră și astăzi copiii învață deja să facă reverențe. Și-au pus coronițe, și-au pus tuturile pe care le-au făcut ieri și astăzi vor face împreună cu principesa, cu Alteța Sa Regală, vor face brățări. Copiii au avut parte de o vizită specială. Alteța Sa Regală, principesa Maria, a vrut să cunoască povestea micuților și să stea de vorbă cu ei. Alteța Sa a vizitat întreaga tabără și mai apoi a confecționat brățări alături de copii. Da, așa, strângeți mai tare. De pus pământ. Doar acum, începe să împletiți. Deci, așa. Tu faci. De pus ce va ajunge la... Așa e bine, da? Da. Cei mici au fost extrem de încântați să vadă o prințesă adevărată și au adresat nenumărate întrebări. Zeci de copii din toată România vin în fiecare vară la Magic Camp. Tabăra este situată în localitatea dâmbovițeană Brănești.